Florin Bican, Tropice Tâmpe, capitolul 13 Ei, domnul splorator, spuse poștărița Cristinel cu regret în glas, de acum va trebui să ne cam despărțim, că daci eu o să o iau spre Mombasa, iar dumneavoastră trebuie să țineți poteca spre meteorit. N-aveți cum vă rătăci, îl încurajă ea. Se vede treaba că, în simplitatea ei, nu știa de ce în stare un explorator încercat. Mulțumesc, vrednică urmașă a lui Hermes, își exprimă exploratorul recunoștința. Nu știu ce m-aș fi făcut fără divina dumneavoastră intervenție ex machina. Probabil chifteluțe de post. Își dădu poștărița cu părerea, măsurându-l pe Stanley cu o privire expertă de gospodină. Da, acu depinde și de gusturile canibalilor, ca am impresia că dânsii nu gătește ca pe la noi. Exploratorul bombăni câteva vorbe de neînțeles la adresa bucătăriei canibale și salută cu casca balonul din care poștărița Cristinel, săltată de o briză ușoară deasupra baobabilor, îi făcea cu mâna. Rămas singur, Stanley începu să se bată viguros cu pumnii în piept, cum văzuse că fac gorilele ca să-și stimuleze curajul pentru asaltul meteoritului. După care, porni vitejește cu cântec înainte marș. Ce cântec? un cântecel pe care îl știa din școală, iar acum îi se ridicase nu se știe de ce în minte. Cântecelul suna cam așa. Înainte, înainte, cavalerie ușoară, la asalt să cuceriți tunul care ne doboară. Și au intrat în valea morții, au intrat până la unul, călăreții șase sute, ca să cucerească tunul. Înainte, înainte cavalerie ușoară. Se temea vreun călăreț că în asalt avea să moară? Nu, deși știau soldații, știa bine fiecare, că în ordinul primit se ascunde o eroare. Un soldat nu comentează, ordinul nu se discută. Un soldat nu stă pe gânduri când atacă o redută. Un soldat, chiar dacă moare, ordinul îl execută. Și au intrat în Valea Morții. Au intrat până la unul, călăreții șase sute, ca să cucerească tunul. Bubuia un tun din dreapta, bubuia din dreapta lor, bubuia un tun din stânga, bubuia din stânga lor, bubuia un tun din față, bubuia din fața lor, bubuia tun după tun, bubuiau îngrozitor că cădeau valuri de obuze precum grindina din nor. Bravi, prin schije de obuz și gloanți ucigătoare, avansau cu vitejie, avansau mereu călare, avansau în gura morții, iadul se căscase mare. Notă De astă dată, Stanley cântă pe versurile unui poet englez, Alfred Lord Tennyson. Asaltul cavaleriei ușoare, pe care copiii englezi le învățau la școală, cam cum învățau copiii români pe neșcurcanul de Vasile Alexandrii. Notă încheiată. Și cum cânta Stanley mai cu foc, un glas spăimos, prăvălindu-se asupra lui dintr-un copac, îl țintui locului: Stăi! Stăi că trag! Iar în urma glasului, pică din copac și purtătorul acestuia. Un omuleț pipernicit, înhămat la o pușcă de două ori cât el. Banii sau viața? se adresă el exploratorului. Da, bună ziua, nu știi să zici? i întoarse Stanley, în care mai mocnea încă supărarea stârnită de canibalii cei needucați. Păi, vezi cum ești? se bosunflă omulețul, lăsând pușca jos cu un oftat de ușurare. Eu dau să te jefuiesc la drumul mare și mata mă iei cu cei șapte ani de acasă. Unde-ai mai pomenit, haiduc, să dea bună ziua? A, ah, ești haiduc? se dumiri exploratorul. Altfel cum? se făli omulețul. Sunt haiducul Tanganica. Haiducul Tanganica? se miră Stanley. N-am auzit. Of, 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 se căină bietul haiduc, că haiducesc de când mă știu și nimeni n-a auzit de mine. de nici nu mă iau drumeții în serios. Când dau să-i jefuiesc, îmi râd în nas. Vai de imaginea mea publică! Și începu să se smior că e ca un copil. Stai așa, nu mai plânge. Încercă să logoiască exploratorul, milos din fire. Păi, matale ți convine?" continuă haiducul printre lacrimi. Că lucrezi la stat. Timpul trece, leafa merge. Da, eu, care mi s privatizat, ce mă fac fără reclamă?" Aici ai cam nimerit-o," se învoi Stanley. Că stau și mă gândesc. De atâția haiduci am auzit și cu unul nu m-am întâlnit. Și vorba aia am colindat lumea toată. Iar acum mă întâlnesc cu un haiduc de care n-am auzit în viața mea. Da, care haiduc ai auzit de ei? Se interesă Tanganica, cu ochii sclipind de invidie profesională. Păi, se gândi exploratorul puțin și început să-i numere pe degete. De Robin Hood, de Robinson Crusoe, de Tomali Moș, de Ian Jianu, de Andrei Popa, de Cozma Răcoare, de Pinta Viteazu, de Pazvan chioru, de Matache Măcelaru, vezi, îl întrerupse Tanganica cu un reproș în glas, de ei cum de-ai auzit și de mine nu. Cum să aud? ridică exploratorul din umeri. De prin manuale, de prin balade. Așa, așa, se bucură Tanganica. Vezi ce bună e o baladă la casa omului? Imediat te face cunoscut. Hai, că la film n-aș avea pretenție, prea e migălos. Dar de ce nu face nimeni o baladă cu mine? O baladă, să o învețe și copiii de școală, ca atunci să vezi cum mi-ar ști toți de frică. De, domnule, hai, duc, făcu exploratorul, eu ce pot să-ți fac? Te-aș ajuta dacă aș putea, dar n-am cum. Ei, dacă ai vream, matale se fandosi haiducul. Mai putea ajuta și încă cum, că te văd om cu cultură generală. Uite ce, se îmbățoșă exploratorul. Să nu zici că ai de gând să mă mănânci ca să-mi dobândești cultura generală, că au mai încercat unii și nu le-a mers. Dar cum să fac eu așa ceva, păcatele mele? Se strâmbă tanganica. ce eu, canibal? Păi atunci, cum aș putea să te ajut, măi, omule? îl întrebă exploratorul, sincer înduioșat, deja la micului haiduc. Ei, hey, dacă ai vrea, ai putea, îi răspunse acesta mieros. Uite, nu-mi scrii și mie o baladă, una mică, nu cine știe ce, pe care să o facem să circule până mi capăt și eu, un renume printre haiduci. Că eu să știi că am încercat, dar oricât mi-am stors creierii, decât două versuri mi-a ieșit soarele răsare, tanganica apare. Da, comentă exploratorul prudent. Mă tem că nu prea ai cum ajunge în manuale cu astfel de versuri. Păi vezi, atunci de ce nu-mi faci mata o baladă ca lumea? Nu chiar ca Toma Alimoș, dar oșcât să reiasă din ea că așa și pe dincolo. Mă rog, cum trebuie să fie un haiduc cu firmă? Vai de capul meu, se sperie exploratorul de abinelea. binelea. Cum să-ți fac eu baladă, că doar îs explorator, nu rapsod popular? Uite ce nene, se rățoi brusc haiducul, tocmai de aia, că ești explorator. Ai datoria să răspândești cultura în junglă. Că dacă nu, te reclam la Liga Exploratorilor, că discriminezi băștinașii și cât ai zice pește, îți retragă ea licența de explorator pe caz de incorectitudine politică, că doar nu mai suntem pe vremea lui domn capitan. Văzând exploratorul că nu-i de glumă, știa că cei de la ligă sunt foarte sensibili la astfel de reclamații, se învoi să-și încerce talentul ca autor anonim și popular, dar îi puse și el o condiție lui Tanganica. Bă, eu-ți fac baladă bună rea, așa cum mai pricepe. Să n-avem pe urmă vorbe că nu ți-a plăcut. Dar mă ajuți și tu pe mine într-o trebșoară, așa, mai haiducească, pe care o am de rezolvat. Ca altfel îți fac și eu ție reclamație la Liga Haiducilor că n-ajuți omul la nevoie și te-ai lins pe bot de licența de haiduc. Gata, șeful, se bucură haiducul. Numai să-mi faci balada, că și eu te rezolv. Păi, zi, cum mai vrea să sune? Îl scodii Stanley. Păi, să fie ușor de învățat pe de-rost, cum să-ți spun eu, așa, să se potrivească cuvintele la sfârșit, adică să se termine toate la fel. A, ah, se dumirii bardul fără voie, adică să rimeze, așa, așa, în cuvință bucuros beneficiarul viitoarei balade. Cum ziceți, matale? că eu nu prea le am cu versificația, dar cum să vă spui eu, să rimeze toate cu tanganica. Monorimă, deci, își încreți exploratorul fruntea gânditor. A, așa, cum ați zis mata acu la urmă, se gudură haiducul, aranjându-și freza și trăgându-și brăcinarul pantalonilor de camuflaj până sub buric, de ziceai că se pregătește să-l tragă în poză. Exploratorul își lăsă capul pe spate cu ochii mijiți avisare, și își țuguie buzele ademenitor în așteptarea inspirației. Se pare că aceasta nu se lăsă prea mult așteptată, căci din senin bardul începu să declame. Foaie verde ca urzica, din momba în Costa Rica, nu e pește ca plătica, nici haiduc ca tanganica. Tanganica nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Uitând parese de protocolul haiducesc, sări de gâtul exploratorului și îl pupă țocăit pe frunte de răsună jungla. Șăfu, jos pălăria, cu asta îl tăiem și pe Toma Alimoș. Dar de ce să-mi dau jos pălăria? se interesă exploratorul, revenind din transa poetică. Și pe Toma Alimoș, de ce să-l tăiem? că doar non fi manea slutul și urâtul. Nu, da așa vine vorba, îl lămuri haiducul. Hai, zi mai departe. Păi, ce să mai zic, se miră exploratorul. Nu ți ajunge frumusețea asta de catren? De frumos e frumos, n-am ce zice, dar un catren nu-i baladă. Așa că băgați baladă, cum ne-a fost vorba. Mai ziceți de mine că-s frumos, că deștept, că viteaz, că cinstit, că manierat, în fine, toate chestiile alea des mai ușor descris într-o baladă decât de făcut în realitate. Puteți lua și din alte balade că nu mă supăr, dar să nu se prindă lumea. Și musai să rimeze cu tanganica la sfârșit. Stanley oftă din fundul, rărunchilor și început să se gândească încruntat. Mm, se gândi el o vreme și de la un timp buzele începură să-i se miște, parcă cu de la sine putere, fără a scoate însă vreun sunet. Tanganica îl privea fascinat, când deodată buzele exploratorului începură să articuleze cuvinte. Umblă toată ziulica, pe unde l poartă potica, de i s-a tocit pingica, să-l pândească pe vlădica și să-i fure firfirica. Stai așa, se rugă haiducul, căruia de concentrare îi se umflase o venă pe tâmplă. Sunt câteva cuvinte care eu nu le-am priceput și mie să nu pierd ceva frumos. Hei, ce cuvinte! mormăi Stanley, smulgându-se cu greu din brațele inspirației. Păi, firfirica de pildă, ce ea aia firfirică? O monedă, bre, omule, adică bani. Am folosit partea pentru a mă referi la întreg. Metonimie se cheamă asta, că și în poezie se lasă cu figuri de stil. Eu puteam să zic și pândește omul cu paru să-i șterpelească dolarul, dar nu mai rimează cu tanganica și parcă ziceai că vrei monorimă. Vreau, vreau, îl liniști haiducul tanganica, a cărui venă de pe tâmplă se umfla văzând cu ochii. Dar mai e un lucru care nu-l pricepui, Cine-i brev vlădica, acesta? Fun Barosan? Poți să-i zici și așa, dar e tot o metonimie, adică parte prin care ne referim la întreg. Vlădica e un membru al clasei exploatatoare, pentru că în baladele cu haiduci, societatea se împarte în două clase. Clasa întâia și clasa a doua, se băgă Tanganica în, în vorbă, Dornic să arate că și el posedă anumite cunoștințe. Vezi că ești prost, îi tăieste în li elanul. Dacă nu știi de ce te bagi, voiam să zic clasa exploatatoare și clasa exploatată sau, cum li se mai zice, vlădică și respectiv opincă. Iar haiducii își continuă exploratorul prelegerea, asigură circulația valorilor în societate luând bunurile de la exploatatori și redistribuindu-le către cei exploatați, ca să aibă exploatatorii ce exploata mai departe, că altfel ar stagna societatea. Și cum? Haiducii nu-și opreau nimic pentru ei? Se pot să tanganica dintr-o dată. Ba, își opreau, îl liniști exploratorul, dar despre asta nu se vorbește în balade, că opere literare, nu declarații de avere haiducului, păru să-i vină brusc o idee. Și asta înseamnă că dacă eu să haiduc și dumneata explorator de ăla, pot să vă iau tot ce aveți ca să dau la săraci după ce mi-opresc cât îmi trebuie? Păi vezi că iar ești prost, îl admoneste exploratorul din nou. Am zis că haiducii iau de la exploatatori, nu de la exploratori. Dar în fine, nu vreau să te amețesc cu teorie, îi se făcu exploratorului milă de bietul haiduc, văzându-l că își dă ochii peste cap și începe să facă din gură ca peștele, în timp ce vena de pe tâmplă îi zvâcnea tot mai tare. La auzul acestor cuvinte, Tanganica își reveni ca prin minune, iar ochii lui Ageri își redobândiră sclipirea și zi mai departe șeful, să mâna, îl îndemnă el pe Explorapsod. Stanley, care între timp se cam spurcase la poezie, continuă numai decât. N-are teamă de nimica, alergă ca potârnica, se strecoară ca furnica, se pitește ca pisica, plonjează ca rândunica și știu toți drumeții frica. Frumoase versuri, zău așa, lăcrimă emoționat Tanganica. Parcă nici nu-mi vine să cred că eu sunt ăla. Dar dumiriți-mă și pe mine cu o chestie. ce e aia potârnica? Parcă n-am mai auzit de așa ceva. Potârnica, perdix perdix, pre denumirea ei lăchinească. Ea o pasăre foarte sprinchenă, din familia fazianidelor, ordinul califormelor, început Stanley să explice, intrând spontan pe funcția de conferință. La fel de spontan, intră și Tanganica pe funcția de avarie. Vena de pe tâmplă îi se zbătea ceva de speriat, dar exploratorul nu-l cruță. Continuă să peroreze pompos că doar de aia era explorator, să răspândească cultura în junglă. În limbaj popular, această pasăre se numește de fapt potârniche, dar am recurs la o modificare a formei de bază a substantivului ca să rimeze cu tanganica. N-ai vrut tu așa? Ba, am vrut, gemu haiducul, ducându-și o mână la tâmplă. Da, e voie să faci modificări din astea? Că nouă, când le făceam la școală, ne dădea cu linia peste dește și ne scădea nota. Păi zi așa, se lumina exploratorul, ai fost traumatizat. Acum înțeleg eu de ce te-ai făcut haiduc. Dar permitem să revin la întrebarea ta, la școală nu ai voie să faci asemenea modificări, pentru că se numesc greșeli și se pedepsesc, cum bine știi. Dacă când ești poet, se schimbă socoteala, atunci greșelile astea se numesc licențe poetice. Aha, ca un fel de licență de haiduc, se dumiric tanganica. Și cine eliberează licențele astea? Există și Liga Poeților? Lasă prostile, și concentrează-te pe procesul de creație, îl puse la punct exploratorul. Ia zi, mai vrei să adaug ceva la baladă? Păi, dacă nu vă e cu supărare, se rugă Tanganica. Ziceți ceva și despre ce bine trag eu cu pușca, că trag foarte bine, să știți. Ei, bată-te să te bată, oftă exploratorul. Ia să vedem ce idei mai vin. Și după ce luă din nou poziția inspirație și medită câteva minute, haiducul nu îndrăznea să zică nici pâs, Stanley se apucă să recite cu patos ca întors cu cheia. Când trage, când trage cu pușculica, nimerește păsărica, chiar de i numai atâtica, cu glonțul și cu alica. Care pușculică, șeful? Ce pușculică? Se burzui, burzului haiducul, ridicându-și cu mândrie pușca din iarbă. Nu vezi că dita mai pușcociu? Văd că doar nu schior, vreau să zic, de privat, parțial de funcția văzului. Se corectă politic exploratorul. Dar tu, de diminutiv, n-ai auzit? Chestia aia care arunci în aer cu ea tot ce-ți stă în cale? Se miră haiducul. Precum văd eu, se supără Stanley. Tu ești mai prost decât prevede legea, ceea ce explică și opțiunea ta pentru lumea interlopă. Chestia cu care arunci obstacolele în aer se cheamă dinamită. Eu te întrebasem dacă știi ce e la diminutiv. Sincer să fiu, nu știu, recunoscu Tanganica cu haiducească îndrăzneală. Păi, află de la mine, îi explică Stanley, că diminutivul este un cuvânt derivat cu ajutorul unui sufix prin care se denumesc ființe sau obiecte considerate în mod real sau afectiv mai mici decât cele exprimate de cuvântul de bază. Ha? Făcut Anganica cu ochii cât cepele. Lui Stanley i se făcu milă de el și reluă definiția mai pe înțelesul lui. Diminutivul e atunci când alinți un obiect sau o persoană care ți dragi cu un cuvânt care le face să pară mai mici. Atunci să știți că ați nimerit-o, șeful, că pușca asta mi-i mai dragă ca o ființă. O am de la Revoluție. S-o port sănătos, îi ură exploratorul. Ia zi, ești mulțumit de baladă? Mulțumit, mulțumit, făcu eroul baladei. Nu mai rogu-vă, adăugați și o încheiere, decât două versuri, nu mai mult, din care să reiasă că cel mai barosan haiduc de pe continentul african. Se face în cuvință exploratorul, care de acum își intrase în mână și fără să mai stea prea mult pe gânduri, slobozi versurile finale. Îl mai tare din Africa e haiducul Tanganica. Bravo, bravo, început Anganica să aplaude ca la circ. Bucuros că de-acu are și el baladă. Zău că ești bun, șefu, pe onoarea mea. Apoi, fluiră haiducește de se scuturară frunzele din copaci și strigă cu glas tunător. Rambo, fă te băiatule! Din bălării se ivi pe dată o arătare bălțată în formă de cal, care grăi melodios. Aici sunt stăpâne. Care-i porunca? Exploratorului îi se muia genunchii, auzind calul tehnicolor cum glăsuiește pe limba oamenilor. Tanganica, în schimb, părea că nici nu se închisește. Continua să îi se adreseze calului de parcă n-ar fi fost vită mută, ci un simplu cetățean. Ai reținut poezia lui domnul? Reținut, stăpâne, dar aș avea niște comentarii lasă tu comentariile pe seama criticilor, îl sfătui Tanganica. Treaba ta e să pui versurile astea pe muzică și să le cânți pe unde apuci, pe la nunți, pe la șezători, pe la mitinguri, pe unde s-o nimeri, până prinde lumea a le învăța. Iar dacă întâlnești vreun culegător de folclor, să nu cumva să-l lași să-ți scape până când nu ești sigur că și-a notat versurile în carnețel cuvânt cu cuvânt. Înțeles, stăpâne, așa voi face, promise nobilul animal. Pe parcursul acestui schimb de replici, exploratorul se uita de la un interlocutor la altul ca un arbitru de tenis. Ce vă uitați așa?" se interesă calul. N-ați mai văzut haiduci?" Hai duci, am mai văzut eu, îl lămuri exploratorul. Dar cal să vorbească mai ceva ca în desenele animate, ba. Și nici n-ai să mai vezi, îl asigură Tanganica. E unicul exemplar. L-am obținut din încrucișarea unei iepe de rasă cu un papagal. De aia și are așa papagal, deși uneori parcă aș prefera ca în loc de darul vorbirii să aibă darul zborului cât despre culoare aș fi preferat ceva mai puțin strident. Dar vorba aia, calul de dar nu se caută la dinți. Apoi chiar de mai căuta stăpâne, interveni patrupedul cu mândrie. Tot nu-mi găsești niciun cusur, că mă spăl pe dinți cu pasta calmoliv, dinți frumoși și sănătoși. Ignorându-l pe Rambo, exploratorul privi cu reproș spre Tanganica și îl întrebă ironic. Dacă ai un cal atât de deștept, de ce nu l-ai pus pe el să-ți ticluiască balada? Da, crezi că n-am încercat? Se grăbi haiducul să-l liniștească. A vrut și el sireacul să mă ajute. Ba chiar și-a dat toată silința. Dar ieșeau niște poezii savante și întortocheate, că mai bine îți puneai creierii pe bigudiuri decât să încerci să le înveți pe din afară. Și eu vreau să-mi știe toată lumea în balada. Iar lumea de azi, știți și dumneavoastră, nu prea se omoară cu învățatul. A, ah, bine că mi-ai amintit, tresări exploratorul. Dacă te întreabă cineva cine ți-a făcut balada, să nu te împingă păcatul să spui că eu, că mă bagi la belea. Noi, exploratorii, n-avem voie să intervenim în folclorul local. Îmi iau ăștia licența dacă află. Zi mai bine că ți-a făcut-o calul. Exclus, ioreteză calul. Dar ce e eu, plagiator?" Vezi," îl avertiză el pe Stanley, că și eu pot să-ți fac reclamație la protecția animalelor." Și atunci chiar te-ai lins pe bot de licență. O goiți vă mă!" intervenit Anganica împăciuitor. Codau selectivă și unanimă." Aici calul și exploratorul își dă simultan ochii peste cap. Să nu se supere nimeni." Și așa are și impact mai mare." Știu și eu cum devine cazul cu imaginea, că doar am făcut un curs de PR, cât am studiat haiducia. Dar haiducia ai făcut-o la universitate de stat sau particulară? Se interesează exploratorul. La stat, la stat, se sumeții haiducul, că acolo se face haiducie de performanță. La zi sau la seral, insistă Stanley. Păi și la seral și la fără, fără frecvență, după cum s-a nimerit. Că în timpul zilei lucram ca vânzător de înghețată, dar nu prea ieșea banul. Ca asta m-a și stimulat să-mi termin studiile. Și acum văd că câștigi de nu mai poți, îl ironizează exploratorul, studiindu-i cu intens interes hainele cam Să știți, șofu, că vestuța de la Gucci îl informă tanganica fudul, încercând zadarnic să îndepărteze niște pete cam dubioase de pe mai sus menționatul articol vestimentar. Lasă că nu haina face pe om, dă tu exploratorul din mâna ale hamite, iar tu, drept să spun, pari mai degrabă unul din acei oameni care fac ei pe haină. Nepricepând cuvintele pline de tâlc ale exploratorului, tanganica scuipa absent printre dinți și ridică din umeri. Mata știi ce vorbește acolo șofu? Că eu nu te pot urmări, Parcă ai vorbi la emisiunea culturală. Bine, nu vreau să te traumatizez și eu, îi spuse blând exploratorul. Hai mai bine să discutăm chestii serioase. Dacă ți-a plăcut balada, nu uita că mi-ai promis că și tu mă ajuți într-o problemă. Gata, șefu, dacă am promis, te ajut. Că avem și noi haiducii onoarea noastră și cam care o fi combinația a care vrei să te ajut eu la ea. Păi, Intră Stanley direct în subiect. Aș avea de dat o loviturică de stat pe meteoritul în mica Britaniță. Am înțeles, răspunse prompt haiducul. Vrei să-l dai jos pe guvernatorul Niță? Am auzit că de la o vreme îi cam împilează pe supuși. L-a făcut program de distracție obligatoriu 20 de ore pe zi. Nu știu ce-o fi având. În loc să zică mersi că l-am primit în Africa cu meteorit cu tot, Bașca oile a început să facă talente. Parcă ar fi intrat vârcolacul cu el, zău așa. Păi chiar a intrat, îi confirmă exploratorul. Dețin informații de netăgăduit în acest sens. Atunci strigă cu haiducească dârzenie Tanganica. Să mergem să-l scoatem. Va fi primul vârcolac care aude cu urechile lui balada lui Tanganica. Nu le las până nu învață pe din afară, că vreau să circule și în zona crepusculară. Să mergem, spuse Stanley cu demnitate. Și o luară trustrei tr 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 spre meteorit, exploratorul în frunte, haiducul după el și calul Rambo la coadă. Căluțule, își strigă tanganica bidiviul, poruncă stăpâne. Ia zi o mă pe aia cu haiducul tanganica, că parcă de mult n-am mai auzit-o. Că bine zici, stăpâne, Parcă și mie mi se cam făcuse dor de ea. Deci, declamă el cu glas răsunător, balada lui Tanganica. Și -a apoi început să cânte cu o frumoasă voce de bariton. O fo 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 păi foaie verde ca urzica, din Mombasa în Costa Rica, nu e pește ca plătica, nici duca tanganica. Hai, umblă toată ziulica, pe unde-l poartă potica. de s-a tocit pingica, să-l pândească pe vlădica și să-i fure firfirica. Dar n-are teamă de nimica, aleargă ca potârnica. Se strecoară ca furnica, se pitește ca pisica, plonjează ca rândunica și știu toți drumeții frica. Hai, și când trage cu pușculica, nimerește păsărica, chiar de-i numai atâtica, cu glonțul și cu alica. Păi, îl mai tare din africa, e hai ducul Tanganica.